Bine v-am regăsit! Eu sunt Florin și de data aceasta despre minciunile din gală. Mă refer în mod special la minciunile după materialul cu Robert care pufnește și după care s-au spus multe neadevăruri, ca să nu spun minciuni, sau au amestecat minciuni cu adevăr sau s-a denaturat adevărul. Pentru a putea verifica cele spuse de mine, vă invit să vedeți episodul de luni 8 mai pe canalul Casa Iubirii de la minutul 27 până la minutul 33 și 25 secunde când Marinel într-adevăr lăcrimează. Momentul cu pufnitul lui Robert se află la minutul 31 și 18 secunde. Trebuie văzut această porțiune pentru că la TV s-a dat fragmentat, fără o cursivitate. Să le luăm pe rând. S-a spus că Marinel plângea și s-a găsit Robert care să pufnească. Fals! Marinel a început să plângă după acel moment. S-a spus că Marinel vorbea de problemele personale, iar când Robert a spus că își cerea de fapt scuze într-un anume fel de la fete, a fost contrazis. Parțial fals! Marinel vorbea atât de problemele personale, cât și de problemele cu fetele din casă. El spune chiar așa. M-am schimbat foarte mult față de fete. Vă spun sincer, nu mai am răbdare cu fetele. Nu mă mai pot controla dacă îmi spune frofată, Și continuă cu aceste afirmații, care sunt, într-un fel, o scuză față de fete. Adică le spune că, din cauza problemelor personale, comportamentul lui față de fete nu mai este cel adecvat. Dacă asta nu este un fel de scuză, atunci să spuneți voi ce este. Radu spunea că a empatizat cu Marinel. A empatizat atât de mult încât la afirmația lui Marinel că niciodată nu s-a certat cu o fată, el spune Nu prea se vede. În glumă, bineînțeles, continuând apoi. aud Marinele, parcă o faci mai bine ca mine, referindu-se la certa cu fetele. Radu, izbucnind apoi într-un râs caracteristic lui, după care la două secunde pufnește și Robert, intervenind Ionus care îl ceartă. De ce nu a intervenit la Radu, dar la Robert a intervenit? Păi mai grav este că într-un moment sensibil pentru Marinel, Radu are un acces de râs, fiindu-i prieten. În schimb, cum Robert, cu Marinelul Marinelu se înghit, nici nu ar trebui să conteze că Robert pufnește. Eu nu spune, eu când îl aud pe omul ăsta că îi râde în față, din nou fals, cel care râde este Radu. Ba mai mult, la începutul discuției despre problemele lui Marinel, Radu spune că el este stresat cu ce se întâmplă la el la satul mare cu căpșunile. Și ce credeți? Se aud pufnituri din casa fetelor. Radu completând. Nu-i nimic de râs. Marinel spune că a început să-i cadă părul. Și ce credeți? Fetele au izbunit râs. Radu întrebând care e amuzamentul? În afară de uitatul pe tavan și de acea pufnitură, Robert nu a avut alte reacții în comparație cu alții. Ca de exemplu Radu care a făcut mai multe glume și a fetelor care au râs de mai multe ori. Când Robert a încercat să explice că a râs la gluma lui Radu cum că Marinel se certa mai bine decât el cu fetele, și Lorena și Moderatoarea au spus că vorbea Marinel și că Radu nu vorbea. Vorbea Marinel, dar și Radu a făcut acele glume. Doar că în materialul dat în gală a fost scos momentul cu gluma lui Radu. Cam atât momentan, până data viitoare, toate cele bune vă doresc.